Bun găsit! A venit și rândul absolvenților de clasa 8-a să treacă prin febra examenelor. Aceștia au început săptămâna susținând prima probă a evaluării naționale, cea la limba și literatura română. Absolvenții de clasa 12 au susținut, în schimb, ultima probă de competențe, cea la limba străină. La proba scrisă a examenului de evaluare la clasa 8-a, limba și literatura română, din 6.933 de elevi înscriși s-au prezentat 6.807, 126 fiind absenți, procentul de prezență fiind în acest fel de 98,18%. Chiar dacă este primul examen serios din viața lor, absolvenții de clasa 8-a au declarat că doar emoțiile au fost mari, subiectele accesibile. N-a fost chiar așa de greu cum credeam. Cred că o să iau o notă mare. Te așteptai să fie mult mai greu? Da, sincer da. Dar s-a dovedit că a fost un examen foarte ușor și întrebările foarte ușoare. Și, na. Acum a fost în sală? Păi, cum să fie, liniște. A fost foarte greu. Am învățat cam un pic din toate și nu mi-a supărut mie personal greu. Ce ți-a picat? Opinia despre mesajul textului și o povestire despre un scriitor anonim. Nu m-am pregătit așa mult, dar am tras mult în ultimul timp. Cam o lună. La primul subiect, cel puțin, mi s-a părut banal. Adică chiar a fost foarte ok pentru capacitatea de anul ăsta și a fost foarte ok și în sală. A fost foarte liniște, am putut să ne concentrăm toți. Ar fi să-ți dai o notă, care ar fi nota pe care... Eu cred că de un 8-9 am făcut. Nu știu, poate și mai mult. Spre uimirea mea, probele la română au fost destul de ușoare. Cred că toată lumea s-a descurcat la fel de bine și sper să avem cu toți note mari. Nu a fost stresant, a fost chiar exact peste așteptările noastre la cât de bine a fost. Te-ai pregătit de la începutul anului sau acum pe ultima 100 de metri? Da, eu nu sunt genul care se pregătește pe ultima 100 de metri și am încercat de la începutul anului treptat să înțeleg și să fiu pregătită. Absolvenții de liceu sunt deja obișnuiți cu ideea examenelor. Aceștia au susținut proba E, ultima probă orală, după care urmează cele scrise. La Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava totul s-a desfășurat conform programei. 103 elevi sunt participanți la această probă și am convingerea că așa cum s-au terminat celelalte probe, adică cu calificative maxime și aproape de maxim, așa se va derula și această, se va termina și această probă. Așa cum se cunoaște, proba are două etape, o primă etapă de audiție în care elevii audiază un text și răspund la întrebările care sunt elaborate de către Centrul de Evaluare Național și o a doua parte, o probă scrisă, care constă în evaluarea competențelor lingvistice, dar scris. Una peste alta, consider că elevii sunt bine pregătiți, merge mai departe, repet, proba de foc este proba în care se desfășoară lucrările scrise. Acolo, de fapt, este conținutul examenului de bacalaureat, acolo își dau elevii, să spunem, își evaluează cunoștințele pe care le-au acumulat în timp de 4 ani. Și sper că lucrurile vor fi în regulă și că la sfârșitul examenului de bacalaureat, Colegiul Național de Informatică se va situa printre unitățile școlare care să facă cinste acestui județ. Atât elevii din clasele a 8-a, cât și cei din clasele a 12-a nu au avut voie să intre în sală cu materiale ajutătoare, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare. Frauda și tentativa de fraudă duc la eliminarea din sală și acordarea notei 1 pe lucrare.